Minute, suntem la Culinaria în această dimineață. Puteți să urmăriți ediția Culinaria de astăzi live și pe pagina de Facebook cu imagini de la Luca de acasă. Dar acum, uitându-mă pe imagini, eu nu cred că Luca e acasă. Uite-te și tu ce palmiere are în spate acolo, da, la fereastra aia, dacă te uiți. În spate sunt... Nu e palmier, e un fel de ferigă, nu știu cum se cheamă, exotică ceva. Așa. Aia, mă, că dar tu nu ești plecat... de frumos. Tu ești în Spania undeva și ești la plajă după aia și ne zici nouă că ești cu feriga în geam. Mulțumesc. Dacă treci de vegetație, da, dai de eliptică acolo. Acolo e eliptica? Da, 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 da. Pe acolo e balconul cu vegetație și sport. Și e închis, da, nu, balconul. În sensul că are lacă tu pe el, dacă e eliptica acolo. Da. Ia, Vlad se joacă, mă rog. Nu cred că mă rog, fiecare asta cu ale lui. Da. Ia, zi-ne ce ai pregătit astăzi la Culinaria. Cum spuneam, dator din urmă cu două săptămâni, cu o rețetă cu ceapă crudă. Da. Și astăzi o să... Rețetă cu ceapă crudă, tu îți dai seama cum sună asta? Deci, practic, tai ceapa. Da, mă, că era vorba că s-a inventat ceapa care nu mai provoacă lacrimi când o tai. Și ce bine venită ea în bucătărie. Vlad spunea că nu suportă ceapă crudă nimic. Eu am rămas uimit că nu mănânci ceapă nici în salata de vinete. Nu. Adică, de exemplu, eu o salată de vinete sau salată de icre de știucă fără ceapă roșie. Da, nu. Mai bine nu mai mănânc. Merge, nu, și fără, dar ceapa aia îi dă o... Știi cel mult așa, deci... Ea merge, dar... Pe farfuria respectivă, adică unde e salată de vinete, pot să iau o feliuță de ceapă și să o dau așa, să mozolesc un pic. Nu, mă, dar ceapa aia tăiată mărunt. Nu, mă. Pusă în... Nu. Nu, nu, nu neapărat gustul, cât crânțănitul ăla. Nu mai am încredere în nimic. Problema e că ce o să-mi recomande dacă nu mănâncă ceapă. Eu știu consecințele mâncatului de ceapă. Asta e altceva. Aici e problema mea, că știu ce mă așteaptă. Da, adică, da, sunt momente când guști, e ok. După ce ai terminat masa, la un sfert de oră, băi, frate, ai un gust în gură, dar nu mai poți să scapi, pe bune. Nu, depinde cu ce continui. Adică dacă rămâi doar în zona aia, da, eu... poate fi o problemă. Știi, când bagi o amandină, o saverină și jumătate de tort de ciocolată, nu mai simți ceapa. Da. Foarte scurt, a noastră rețetă de astăzi e din același spectru, da, cu salata de vinete și cu salata de icre. Spune, Vlad. Da, avem o mică întârziere. Practic, se prinde o conservă de ton, se desface, se taie o ceapă, nu? Ai să râzi, e vorba de două conserve de ton. Nu putem... lucra cu cantități atât de mici. Deci se folosesc două conserve de ton. Așa. Ton neapărat în suc propriu, nu în ulei. De ce? O să, dacă ne uităm pe eticheta conservelor de ton din supermarketuri, o să observăm că sunt fie în suc propriu, fie în ulei. Știi, cea că... în suc propriu ne trebuie pentru salată. Eu am unele îndoieli când vine vorba de sucul propriu al tonului. Sincer, nu cred că ăla este sucul tonului. Propriu... Nu știu dacă tonul saramură are suc. E sucul ăla lăsat de carne de la ton. Nu cred. Da, 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 și apă. Gastric sau ce? Da, păi, îți propun așa. Ia tu niște pește. Da, orice carne poți să iei. Asta vreau să spun. Ia niște carne, ceva pește și lasă într-un castron. Și crezi că ăla e sucul propriu, ăla e al ce pun ei în conservă? În sensul că a trecut prin carnea aia cumva. Da, da, spuneți, domnul Luca. Eu țin cu George aici. Bravo. Bine. Ai o saramură. Și vedeți că mai există încă un aspect. Acum trebuie să ne orientăm. Aici, asta e partea esențială a rețetei, conserva de ton. Deci, lăsând la o parte că am trecut de prima fază, da, și am stabilit că e în suc propriu, mai departe vezi că există ton bucăți în suc propriu și mărunțit. Nu vă luați de la mărunțit. De la mărunțit... E scrocherie. Nu știu din ce e făcut, e din resturi, din... Ăla bucăți cât de cât are niște carne. Okay. Din ton, știi? Aha. Deci ăla trebuie folosit, e un pic mai scump, dar, na, merită. Și pentru folosim așadar două conserve, da? Desfacem conserva. Așa. Și înainte de a scoate definitiv capacul de tablă... Tragem de cârlig, da? Ca tragi de cârlig. Așa. Dar nu până la capăt, da? Și storci bine de tot conserva de zeama aia de sucul propriu. Asta e foarte important, să rămână numai carnea. Asta e o rețetă pentru zaf special, nu? Da, 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 da. Da, e atât de simplă, o poate face și un copil. Poți să o faci cu castraveți. Mă rog, mai puțin partea cu tăiatul cepei. Se face maioneză dintr-un ou. Da.
Asta dacă ești ambițios, dacă nu ții un borcan de maioneză. Asta vreau să spun. E foarte bună, acum avem o maioneză corectă pe piață. Așa. Tonul ăla scurs de zeamă, îl pui într-un castron. Da. 3-4 linguri de maioneză cu vârf. Așa. Da? Sau și o ceapă medie. O ceapă medie tocată mărunt. Acum, după gust, cât de mărunt. Poți să o faci mărunt, mărunt de tot, sau poți să o lași un pic mai măricică, cum îți place ție ca textură. Uh-huh. Și toată afacerea asta o amesteci foarte bine, fie la mixer, dacă vrei să o faci pasta, așa, să o faci foarte fină, uh-huh, fie mai grosier la furculiță. Da. Și asta e aproape asta tot. E tot? Da. Okay. Mai pui piper. Auzi, și pe urmă poți să începi să te joci. Păi, stai că mi-am adus aminte. Tu ai mai dat rețeta asta la radio. Cred că e prima rețetă de acum ceva ani. La începutul culinaria. E posibil. Culinaria. Mie îmi place mult rețeta asta. E prima asta. Rețetă pe care am făcut-o eu acasă și mi-a și ieșit. Deci, n-ai cum să dai greș cu ea și este extraordinar de bună. Și pe urmă poți să te joci cu ea. Poți să pui în ea sos picant. Obligatoriu sos picant. Pui... Cubulețe de castelnicior murat? Nu, n-am încercat, dar cred că poți. Poți să o asezonezi cu rondele de măslină. Poți să pui, unora le place, cu boabe de porumb dulce. Uh-huh. Să pui în... Da. Chiar în, în ea. Să le amesteci acolo, știi? Da. Mazăre, dar e foarte bun. Eu... Și asta niciodată, exclus. Salată exclus, ma. Deci asta ar fi salată. Dar poți să vă spun că... Da, da, da. Cu salata asta de ton nu dai griji niciodată. Eu n-am întâlnit o persoană care să nu-i placă salata asta. Ok. Sera, de la orice petrecere, la orice înseamnă rebelion, că eu am greșit-o orice... când am făcut-o atunci, că n-am mâncat decât eu. Nu mai vreau nimeni din casă. Serios? Da. Nu, ai greșit ceva. Da. Cred că nu era pâine prăjită. Propriu. Cine știe ce am făcut. Și cu mie îmi place cu batonașe de cașcaval lângă. Ăștia da, cu brânză? Așa... E o treabă. Nu, cu cașcaval afumat. Ah. Altceva. Deci eu zic săptămâna viitoare să facem salata de ciuperci de conservă cu maioneză, mărar și usturoi. Aia. Salata aia. Copilăriei noastre de la toate petrecerile din apartamentele de bloc. Cu ciuperci maling. Așa. Ciupercile maling. Chinezești. Exact. Foarte bun. Da. Practic începe la se ia o conservă, se desface, dar numai pe jumătate. Se scurge foarte bine. Sucul. După care, Luca, mă ia serios. Da, hai da. Să știi că... Deci, practic, din... trebuie să faci 10 litri de maioneză și, pe urmă, te apuci de petrecere. Faci ciuperci, faci ton, faci salată B, faci ouă umplute, tot e maioneză, aia e cheia. E domnul Stribla la ușă și trebuie să-i dăm voie. Cred să mă apuc de intre cu deșteptarea României. Nu mai avem timp. A, la fix. Succes pe eliptică, vezi? Folosește și uite dacă tot o ai acolo. Mulțumim pentru atenție și, la final, celebrul... Poftă bună la cafeluță. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.